Cu un program încărcat, pentru mulți dintre noi devine o provocare să includem mișcarea în activitățile zilnice, alături de job, familie, prieteni, alte hobby-uri și, bineînțeles, odihna. Când ar trebui totuși să găsim loc pe agenda noastră? Dimineața, la prima oră sau seara după ce am terminat munca? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video mi-am propus să răspund la această întrebare care îi frământă pe mulți dintre cei care vor să adopte un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Ritmul circadian, sau în termen popular ceasul biologic, influențează majoritatea aspectelor ce țin de metabolism, tensiunea arterială, temperatura, nivelurile hormonale, ritmul cardiac, deci se presupune că perioada din zi când faci mișcare va avea un impact și asupra modului în care corpul tău reacționează la aceasta. Hai să analizăm pe rând avantajele fiecărui moment al zilei. Avantajele de a face mișcare dimineața sunt numeroase. Exercițiile fizice făcute dimineața te energizează și îți trezezi metabolismul, astfel că te vei simți mai pregătit să începi ziua în forță, cu endorfinele în sistem. În plus, mișcarea în prima parte a zilei îți poate asigura și o productivitate ridicată la lucru și un somn mai odihnitor în noaptea respectivă. După o zi lungă și obositoare, s-ar putea ca seara să-ți fie greu să te motivezi pentru un drum la fitness sau la alergare. Și e posibil ca seara să fie foarte aglomerat la sală. Astfel, dacă faci mișcare dimineața, poți tăia activitatea fizică de pe listă încă de la începutul zilei, deci nu mai contează ce scuze apar apoi. Exercițiile fizice făcute dimineața cresc capacitatea celulelor musculare de a metaboliza zaharurile și grăsimile. Pe de altă parte, seara poate fi o alegere mai potrivită pentru persoanele care dimineața nu au mult timp la dispoziție sau care își doresc să înceapă ziua mai lejer și să mănânce în tihnă micul dejun. În plus, o sesiune de mișcare după o zi plină la muncă s-ar putea să fie fix ce ai nevoie ca să elimini stresul din peisaj și să te poți relaxa. Și se pare că nu trebuie să-ți faci griji cu privire la somn. Un studiu recent arată că 30 de minute de exerciții de intensitate ridicată, efectuate în prima parte a serii, nu vor influența negativ calitatea somnului din noaptea respectivă, ba chiar vor reduce senzația de foame, diminuând hormonul care stimulează apetitul, adică grelina. Într-un alt studiu, exercițiile fizice moderate sau intense, efectuate cu 4 ore înainte de culcare, nu au fost asociate cu lipsa de odihnă în noaptea respectivă. Dacă totuși te temi că îți va fi greu să adormi făcând mișcare seara târziu, poți să alegi activități mai puțin antrenante, ca anumite tipuri de yoga, de exemplu. Nivelul cortizolului, hormon de stres care contribuie la stocarea grăsimii și reducerea țesuturii musculare, este de obicei mai ridicat dimineața și apoi scade pe durata zilei. În mod obișnuit, temperatura corpului crește pe parcursul unei zile, iar forța musculară și rezistența ating apogeul după amiaza târziu. Tot după amiaza, viteza de reacție este cea mai rapidă, iar ritmul cardiac și tensiunea arterială sunt la un nivel scăzut. Astfel, acești factori cumulați ar putea îmbunătăți performanța și reduce riscul de accidentări pe ansamblu în cazul mișcării efectuate seara. La final, hai să tragem o concluzie. Dincolo de toate cercetările, contează și caracteristicile fiecărui individ. Respectiv dacă ești o persoană matinală sau, dimpotrivă, dacă ești mai activ seara. Depinde și de stilul tău de viață, care îți poate permite sau nu să faci mișcare într-o anumită parte a zilei. Trăgând linie, cea mai bună mișcare este cea pe care o faci, indiferent că e dimineața sau seara. Contează să-ți programezi antrenamentele în așa fel încât să fie realiste pentru tine. Nu lăsa agenda încărcată să devină o scuză pentru a evita exercițiile fizice și adaptează-ți programul de mișcare în funcție de stilul tău de viață. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul meu.